cum se face brânza tofu. Am pus de aseară la muiat 670 de grame de soia uscată și între timp am schimbat de 2-3 ori și am clătit-o bine, am schimbat apa, pentru că mai ales că acum este cald și pe timp de iarnă o schimbăm, dar mai ales acum că este cald, ea face spumă deasupra și fermentează. Și atunci trebuie să o clătim foarte bine. Acum am clătit-o în mai multe ape. Între timp, când noi scurgem apa, atunci ies și foarte multe coji ale boabelor. Și aceasta este foarte bine pentru că se și blendează mai bine și este și mai sănătos. Deci am avut boabele de soia, aproximativ 670 de grame de soia uscată. Am cântărit-o, un kil 670 de grame de soia înmuiată. Boabele sunt foarte mari, acum se vede că ele s-au hidratat foarte bine. Acum, cum voi proceda? Voi lua o cană de boabe de soia și voi adăuga 2 căni de apă. Le voi pune într-o oală mai mare și le voi mixa cu blenderul vertical. Apoi voi strecura printr-un tifon și voi pune laptele rezultat la fiert. Laptele va trebui să fiarbă de la primul clocot 30 de minute, ca să fim siguri că este bine fiert. Deja se vede când se închide la culoare laptele, este bine fiert. Acum voi trece la procedura care v-am spus-o mai devreme. Voi lua o cană cu boabe de soia și voi adăuga la fiecare cană de boabe de soia încă 2 căni de apă. Am pregătit aici o oală mai încăpătoare unde voi mixa ulterior boabele de soia. Cu aceeași cană voi măsura și apa. Apă nici mai multă, nici mai puțină, deci exact cât trebuie, cu aceeași cană cu care măsor soia. În felul acesta voi continua până când voi termina toată soia. Am terminat de măsurat soia și apa. Mie mi-au ieșit aproximativ 9 căni și jumătate de soia. Acum voi blenda și apoi voi trece la strecurarea laptelui. În mod normal, eu trebuia să scurg un pic din apa pe care am avut-o aici în oală și să blendez cu apă mult mai puțină și se blendează mult mai bine, se face o cremă. Dar am lăsat așa pentru ca să vedeți voi ce se întâmplă aici în oală. Dar voi puteți proceda așa, dacă aveți o oală așa mai mare, un vas mai mare, dați un pic din apă jos și apoi când terminați de blendat o puneți la loc. Pentru că aceea apă este măsurarea cantității de soia. Puteți face procedura aceasta și cu blenderul normal, cu cană. Puteți măsura o cană de soia și puneți 2 căni de apă și puneți în cana blenderului și mixați foarte bine, 1-2 minute. Dar mie mi se pare mult mai rapid această metodă. Pun totul într-o oală și blendez cu blenderul vertical și termin foarte repede. Și în felul acesta nici nu murdăresc prea multe vase. Voi faceți cum vi se pare mai ușor și mult mai rapid. Acum, ce voi face mai departe? Am pregătit aici o altă oală și o strecurătoare și un tifon unde voi lua din cantitatea de soia blendată. Și o voi strecura cu mâna foarte bine. Cu cât soia este foarte bine blendată și mărunțită, cu atât vom avea un rezultat mai bun, pentru că iese tot ceea ce trebuie din ea. După cum observați, avem foarte multă spumă. Va trebui să ne descurcăm cumva cu ea, pentru că spuma ne va umfla în mâinile noastre, în palmă, în timp ce noi vom strecura.
dar nu este nicio problemă că ne vom descurca și cu ea. Acum voi încerca să strâng cumva tifonul, astfel încât să nu scap, să nu scap din compoziție. După cum v-a spus, spuma ne va face nouă probleme. De aceea va trebui să punem mai puțină cantitate, pentru că spuma se umflă. Dacă pornim de aici de jos, atunci încet, încet spuma se lasă. Această pulpă nu o aruncăm. O păstrăm, o punem pe o tavă, pe o hârtie de copt. O punem la cuptor pentru 30-40 de minute. Sau o putem fierbe. Punem apă cât să o acopere, fierbem la foc mic și când se răcește, noi putem băga la congelator și o întrebuințăm când avem nevoie și facem din ea biscuiți, putem să facem și sărat și dulce, putem să facem trob, piftele, ce doriți. Dar trebuie neapărat preparată termic, nu o putem consuma așa crudă. Acum, voi transfera laptele obținut într-o oală mai mare, în oala în care am mixat, pentru că oala este și mai mare și are și baza foarte groasă și atunci vom fi siguri că nu se lipește la fiert. Ce vreau să vă spun despre tifon. Tifonul, dacă a fost spălat cu detergent sau are miros de dulap sau nu a mai fost folosit, atunci va trebui ca să îl punem într-un castron cu oțet și cu apă sau bicarbonat și îl ținem acolo vreo 10 minute și apoi îl plătim foarte bine și astfel se va neutraliza mirosurile de detergent sau orice altceva din tifonul respectiv. Deci aceasta este procedura de a mixa soia. Am obținut laptele, vom merge cu el la fiert, pe foc. După cum v-am spus, vom amesteca între timp în el ca să nu se lipească. Și atunci, după primul clocot, va trebui să cronometrăm exact 30 de minute la foc mic. Aceasta este soia blendată. Se cheamă okara. Este ceea ce v-am spus că va trebui să o pun într-o tavă pe o hârtie de copt și va trebui să o pun la cuptor pentru 30-40 de minute la 180 de grade. Când ea prinde un pic de crustă, un pic de culoare și s-a uscat foarte bine, atunci este gata, o lăsăm să răcească. Ea este gata și o vom păstra la congelator. Până aici aceasta este procedura de a prepara laptele. Laptele îl putem păstra și fiert, neîndulcit, îl îndulcim dacă avem nevoie. Din el putem face maioneză de soia, muștar din lapte de soia, putem face orice sau îl putem consuma așa. Pornim ca să fierbem laptele. După cum vedeți, laptele a început să fiarbă. Acum voi lăsa focul încet. Și îl voi lăsa să fiarbă 30 de minute. Între timp amestec în el. Eu nu obișnuiesc ca să scot spuma. Dumneavoastră faceți cum doriți și cum credeți. Spuma între timp, în timp ce eu amestec, ea se va stinge și nu se întâmplă nimic. Eu consider că aici în spumă se află toată grăsimea laptelui. Ce vreau să vă mai spun cu privire la lapte? Dacă doriți să faceți lapte pentru a-l consuma zilnic, puteți face în felul acesta. După ce soia este înmuiată, atunci este bine clătită, va trebui să fie dată într-un clocot și apoi scursă și blendată. În felul acesta folosiți laptele doar pentru consum și nu va mai avea acel iz puternic de soia. Dacă facem tofu, atunci nu facem pasul acesta, pentru că laptele nu se va mai lega. Deci folosim doar soia clătită cu apă rece și blendată, atât, când facem tofu.
După cum observați, spuma s-a stins. Acum vom lăsa să fiarbă 30 de minute la foc mic. Laptele când este gata. Deja și-a schimbat culoarea, este un pic crem la culoare și acum îl vom stinge, vom lăsa să se răcească 5-10 minute, apoi vom adăuga lămâia. Lămâia nu este într-o cantitate precisă pentru că vom adăuga în funcție de cum se leagă brânza. Am folosit și sare nigari sau oțet, dar am rămas tot la lămâie pentru că am văzut că se leagă foarte bine și tofu este într-o cantitate mai bună. Acum dumneavoastră alegeți cum doriți și cu ce doriți ca să strângeți brânzica. Acum voi adăuga lămâia. L-am lăsat să se răcească cât am spălat eu lămâia și am stors-o și am stricurat sucul de lămâie. Pentru ca să nu găsim în tofu pulpa de lămâie. Aici am sucul de la două lămâi. Îl vom pune treptat și amestecăm. Deja începe să se lege. Asta înseamnă că vom pune și cealaltă parte de zeama de lămâie și amestecăm. Amestecăm ușor. Dacă vedem că nu se leagă și în câteva secunde nu se strânge zerul, nu se albește, atunci va trebui să mai punem lămâie. Ia priviți cum s-a limpezit. Acum zerul este clar, este limpede. Asta înseamnă că în 2-3 minute s-a legat. Deci a fost suficientă lămâia pe care am pus-o. Vedeți cât de mari sunt. Acum îl voi lăsa să se răcească puțin și îl voi pune în caserola pe care am pregătit-o ca să presez tofu. În stadiul acesta îi adăugăm o linguriță, două de sare și mărar sau ardei tocat mărunt sau fulgi de ardei, ce doriți dumneavoastră. Acum, cum vom proceda? Va trebui să presăm tofu. Cu cât este presat mai mult, mai tare, cu o greutate deasupra, cu atât el va fi mai dens, mai bine legat. Ce facem dacă nu avem o presă? Eu nu am o astfel de presă și până voi avea o astfel de presă pentru tofu, voi proceda în felul următor. Am luat o caserolă, am găurit-o, am încins la aragaz o șurubelniță. Aici va trebui să iasă zero. Acum vom pune tifonul cu care am folosit atunci când am blendat și am strecurat laptele. Și vom pune puțin câte puțin din laptele închegat.
bine și se va scurge zero, atunci vom scoate capacul și vom pune aici un capac mai micuț ca să poată să intre exact în cutie, în caserolă, și atunci vom pune o greutate. Acum, deocamdată, punem capacul și lăsăm aici la scurs, scoatem zerul de aici ca să nu atingă de brânză și lăsăm la scurs 1-2 ore și apoi îl vom lua și îl vom pune la frigider. Îl putem păstra în saramură, putem face o lingură de sare la 1 litru de apă și dacă avem mai mult, îl păstrăm în frigider în această saramură câteva zile, 2-3-4 zile. Cu alte ocazii, când eu nu am avut presă, am folosit astfel de cutiuțe. Niște cutiuțe de la fructe. Acestea sunt niște cutiuțe de căpșuni. Au fost în ele căpșuni. Au greutate cam vreo 300 și ceva de grame de căpșuni. Și am pus aici tifonul. Ele sunt, vedeți că au niște orificii aici, ca să se scurgă zero. Am pus aici tifonul și am pus una peste alta și apoi încă una ca să se poată presa și am pus greutatea. Și a ieșit chiar foarte bine. Deci când nu avem presă, putem improviza o astfel de cutie. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc poftă bună. La revedere!